Pleoianu, conexiuni incendiare în scandalul legat de Facebook, jocul ascuns al Google. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, face o serie de conexiuni extrem de interesante în scandalul legat de Facebook și Cambridge Analytica. Pleoianu susține că totul este un joc la un nivel foarte înalt, cu ramificații extrem de ciudate și jocuri financiare cu mize uriașe. 5 informații foarte importante pentru utilizatorii Facebook și Google. Pentru ce am lucrat timp de 14 ani în domeniul marketingului online, pentru ce știu foarte bine despre ce vorbesc și pentru ce am vizitat chiar sediile Google și Facebook din Silicon Valley, consider ce e de datoria mea să explic ce se te în spatele acestor companii și în ce fel vor să ne construiască viitorul. Pentru început, cred că este foarte bine să știi următoarele. Regina Dugan, cel de-al 19-lea director al DARPA, agenția Departamentului American de Apărare care se ocupă cu dezvoltarea de tehnologie militară avansat, a plecat în anul 2012 la Google. Acolo, Regina Dugan s-a ocupat de departamentul de tehnologie avansat. După 4 ani, fosta directoare DARPA Regina Dugan a plecat de la Google. Unde s-a dus mai departe? La Facebook. Pentru a se ocupa de tehnologie avansat. Exact în perioada în care fosta directoare DARPA a lucrat la Google, Google a achiziționat Boston Dynamics, cel mai important productor de roboi militari. Până să fie cumpărat de Google, compania Boston Dynamics producea roboi militari avansați cu finanțare direct de la DARPA. Unul dintre proiectele în care Google investește masiv este explicat chiar de către directorul departamentului său de dezvoltare tehnologică, Ray Kurzweil: până în 2030, vom avea deja tehnologia necesară pentru a introduce în corpul omenesc milioane de nanoboi, mini-roboi, de dimensiune moleculară. Prin intermediul nanoboilor, vom conecta creierul la internet, vom conecta neocortexul la cloud. Cu alte cuvinte, Google investește masiv pentru a dezvolta ceea ce a depis sectei tehnologice transhumaniste de la Silicon Valley numesc Omul 20. Pentru conducerea Google, omul viitorului este omul cyborg. Unul dintre domeniile în care DARPA investește cel mai mult este realitatea virtuală. Unul dintre domeniile în care e Facebook, unde a plecat fosta directoare DARPA când a părăsit Google, investește foarte mult este realitatea virtuală. În 2014, Facebook a cumpărat Oculus VR, compania lider în industria realității virtuale, cu 2 miliarde de dolari. Vedeau,
pentru moment, un singur citat din Mark Zuckerberg: dezvolt realitatea virtuală pentru ce realitatea reală nu mi se pare satisfăcătoare. Realitatea virtuală este mai bun decât lumea reală, cea din urmă fiind limitat. Pe se voi reveni cu alte informații. Sunt multe lucruri aproape inimaginabile pe care este bine să le cunoaștem. Am vorbit despre ele cu mult timp înainte să intru în politic. Însă abia actualul scandal Facebook care o IT se produc scurt circuitul care îi face dintr-o dată, pe foarte mulți, cu adevărat receptivi, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.